Salutarele mei aici și bine ați venit la un nou video. Astăzi ne vom uita la jocul Pinguinii localizat de cei de la Oxygen. Jocul Pinguinii este un joc simpaticut de strategie unde fiecare din jucători este o, un grup sau o echipă de pinguini care încearcă să strângă cât mai mult pește. Jocul se joacă între 2 și 4 jucători, durează undeva la 20 de minute și are un grad de dificultate respectiv o vârstă recomandată de 8+. Plus. Cam atâta general despre jocul, jocul pinguinii. Haideți să mergem la masă să vedem despre ce este vorba și apoi ne întoarcem aici cu niște concluzii. Aici avem setup-ul pentru jocul pinguinii. Ce se întâmplă aici? Observați că sunt niște tile în care se vor poziționa în, în, această poziție. Aveți aici în regulament și o poză exact cum trebuie să arate, arate gridul cum se face practic să iau toate aceste cartonașe, se amestecă cu fața întoarsă și apoi se construiește acest grid care alternează între 7 și 8 astfel de tile. Observați, există tile cu câte un pește, cu trei pești și cu doi pești. Fiecare jucător va primi un set de, de pinguin. Să ne uităm la ei, dacă vreți. Avem aici un pinguin care trage niște pește după el. Dacă intră tot în palme să nu stăm prea mult aici să ne uităm la pinguini. Aici e unul care fuge, aici e unul care se bucură și aici este unul care are un braț întreg de pești. Și există pe fiecare culoare aceiași patru pinguini. Fiecare jucător primește iarăși în funcție de numărul de jucători și scrie aici: Practic, dacă jucați în 2 jucători, primiți toți pinguinii, dacă jucați în 3 jucători, primiți doar 3 pinguini, și dacă jucați în 4 jucători, primiți doar 2 pinguini. Oh. Și după ce fiecare jucător și-a luat, și -a luat pinguinii, se vor poziționa pinguinii rând pe rând. Primul jucător va lua unul din pinguinii săi și îl va plasa pe planșă. Ai voie să-l plasezi o runde pe planșă, bineînțeles, cum, depinde de care e strategia care vrei să o, să adopți și unde vrei să te poziționezi, dar doar pe pești cu câte, doar pe tile cu câte un pești. Să spunem că noi vrem să punem ăsta aici. Atunci, următorul jucător, de să luăm aici unul ca exemplu, va spune că vrea să pună aici. Și tot așa vine roata înapoi la mine și voi decide unde vreau să pun acesta. Să zicem că vreau să-l pun aici. Și tot așa veți plasa, în funcție de câți pinguini aveți, în funcție de ce număr de jucători veți fi, veți plasa toți pinguinii pe tile de câte un pește. Și după ce ați aveți toți pinguinii puși pe planșă, noi mai pun acum pe toți, vă arăt doar așa ca să vă dau un exemplu. Este jocul gata să înceapă. Și ce faceți pe tura voastră? Există două lucruri, de fapt, care le faceți, dar practic unul care implică o decizie este să mutați pinguinii. Și pinguinii cum puteți să-i mutați? În oricare direcție în care vi-o dă hexagonul, deci ori încolo, ori încolo, ori încolo, ori așa, ori așa, încoa' nu puteți că nu este nimica. Deci, practic, puteți în orice direcție, dar doar în linie dreaptă, să mergeți absolut cât vreți voi. De exemplu, pot să merg până aici sau până aici, la trei pești, sau pot să merg aici, la doi, sau aici. Deci, practic, în orice direcție vreți voi. O să discutăm imediat care sunt limitările. Deci, practic, puteți să mutați cât vreți voi în orice direcție, dar trebuie să fie în linie dreaptă. Și după ce ați mutat, deci încă vreau să merg aici, veți colecta tila de pe care ați plecat. Deci, la început, la prima mutare, fiecare pinguin, practic, se va, va fi poziționat pe o tilă de 1. Cum am spus că așa este setup-ul. Da, apoi, Observați când o să plec cu acest pinguin de aici, spunem că merg în direcția asta, voi colecta această tilă cu trei pești și o voi pune în fața mea, fiindcă, bineînțeles, la sfârșitul jocului, echipa sau culoarea care a, sau jucătorul care a strâns cei mai mulți pești în fața lui va câștiga jocul. Și acum, foarte important, întotdeauna veți trebui să decideți care din pinguinii voștri îi mutați. Nu trebuie să mutați doar pe unul, dacă vreți puteți să-l mutați pe ăsta, dar aveți voie să mutați un singur, uh, un singur uh, pinguin pe tur. Bon. Și, practic, eu mut un pinguin, alt jucător mută un pinguin, după aia mut eu, iar și tot așa. Depinde, bineînțeles, în câți jucători jucați. Acum, care sunt uh, restricțiile de, uh, cum să zic, de Mișcare. Că practică este care este, este acțiunea principală, mișcatul pinguinilor, că după aia practic doar mai este faptul că colectați de pe colectați tila de pe care pleacă pinguinul. Foarte important, un pinguin nu poate să treacă peste alt pinguin. Deci nu puteți să treceți peste alt ringway. Deci dacă vreți să mergeți în direcția puteți să mutați doar până aici. Iarăși, important, nu puteți să treceți peste un spațiu gol. Deci dacă vreți, nu puteți să mergeți până aici, de exemplu. Nu aveți voie, fiindcă aici este un spațiu gol. Și bineînțeles, cum am spus, aveți voie doar în linie dreaptă. Nu puteți să mergeți până aici și să cotiți aici. Nu. Trebuie doar în linie dreaptă aveți voie, nu aveți voie să. Treceți peste spații goale, și nu aveți voie să treceți peste pinguini. Și, tot așa, fiecare jucător va fi la rând și va muta pinguinii. Până probabil la un moment dat, o să fie situație în care, de exemplu, să spunem că s-au luat tilele astea. Și acest pinguin va fi aici. Asta înseamnă că acest pinguin este blocat, el nu poate să mute în niciun fel de direcție. Deci aici ce are strategii cum să faceți să blocați pinguinii adversarilor. Dar, bineînțeles, jucătorul mai poate să își mute restul pinguinilor. Dacă la un moment dat un jucător are toți pinguinii blocați cum este acesta și nu mai poate să mute în nicio direcție, ori fiindcă sunt, este o tilă singură, ori că, de exemplu, este blocat verdele de galben și nu mai poate să mute în nicio direcție sau așa mai departe, atunci acel jucător a terminat jocul cum ar veni, își va retrage toți pinguinii blocați, fiindcă nu mai are cum să mute, și toate tilele care se află sub acei pinguini și va pune în fața lui pentru, pentru scor. Jucătorii care mai au mutări valide pe, pe spațiul de joc, vor continua să-și mute pinguinii care poate să-i mute până când fiecare din jucători va ajunge în situația să nu poată să mute nimica, își retrage pinguinii cu tilele de sub ei. Și în acel moment, după ce toți jucătorii au, și au retras pinguinii și tilele de sub ei, vor lua tilele din fața lor, o să fie mult mai multe de atât, că probabil o să fie aproape mâncată toată planșa, și va număra peștii care sunt pe tile. Și jucătorul care are cei mai mulți pești pe tile va câștiga. Acum, că ați avut ocazia să vedeți despre ce este vorba în jocul pinguinii, aștept părerile, întrebările, respectiv completările voastre mai jos în comentarii. Din punctul meu de vedere, este un joc simpaticuț de strategie care merge foarte bine în familie, merge ca un joc rapid care să-l scoți. Este, este uh, Hated My Fish, este, așa este varianta în engleză, este un joc uh, cunoscut și foarte, foarte bine văzut în lumea board gaming-ului worldwide cum, cum ar veni și mie mi se pare ceva foarte interesant. Este, poți dacă vrei să te joci cu copiii ca să învețe cum, cum să-și organizeze respectiv, cum să se, o, să se orienteze în, în spațiu și așa mai departe, dar se poate juca și foarte competitiv, având în vedere că există unele strategii, ok, cum fa mă duc mai bine să strâng mai mult pește, adică să vă puneți pe o tilă care are mai mult pește, sau încerc cumva să-i tai calea adversarului să-l las să las el blocat ca să nu mai poată să mute unul dintre pinguinii adversarului. Deci, este și foarte multă strategie acolo dacă vrei să încerci să blochezi foarte mult, poate, poate e mult spus, dar este strategie în joc unde poți să faci diferite lucruri, să te în diferite uh, unghiuri, să iei diferite tile în așa fel încât să blochezi adversarul și să îți dai ție o poziție favorabilă să strângi, să strângi cât, mai mult, uh, cât mai mult pește. Mie mi se pare, într-adevăr, scalează foarte bine între 2 și, uh, și 4 jucători. Bineînțeles, în 4 este mult mai aglomerată planșa, dar este un joc, spun eu, interesant. Dacă căutați ceva de genul, nu, uh, nu, are, o cum să zic, nu are o mecanică complicată, nu are reguli complicate. Deci, ați văzut Regulile sunt foarte, foarte simple și are totuși o parte de strategie care puteți să vă gândiți exact cum mă mut, ce fac, unde mă duc și așa mai departe ce practic face un jocul unul interesant, dar în același timp este foarte simplu de jucat cu copiii. Deci nu trebuie să intrați acolo foarte strategic și îi ajută pe ei practic să înțeleagă unele lucruri jucându-se în, ace... jucându în astfel de joc. Și ce mai mie îmi place foarte mult este, pe lângă că este într-o cutie mică și lucrurile dinăuntru se pot pune foarte ușor și se poate transporta ușor și este un joc care poți să-l iei lejer în concediu la tine sau undeva la o la o excursie ca să-l joci. Într-adevăr, setup-ul este unul nu durează o secundă, durează poate un minut, având în vedere că trebuie să aranjați toate, toate tilele alea, dar jocul este unul care merge, merge foarte repede și este foarte fain și nu ocupă foarte mult spațiu pe masă și nici cutia, cum vedeți, nu ocupă foarte mult. Și deci mie mi se pare un joc foarte interesant și dacă căutați genul acesta de joc, recomand pinguinii localizați de cei de la Oxygen. Cam atâta, mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți, nu uitați, dați un subscribe aici și un like la pagina ProtiPlace pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProtiPlace, mai jos și link către pagina de Patreon. Dacă vreți să mă susțineți cu o donație în activitatea mea, mulțumesc cu ocazia asta Myth și Adib, care sunt la categoria Board Game 3 pe Patreon. Și bineînțeles, mulțumesc tuturor care mă susțineți pe Patreon, Facebook, YouTube, pe Instagram cu like, share, subscribe, toate chestiile astea. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru susținere și doar faptul că vă uitați la content mă ține motivat să fac ceea ce fac în continuare. Cam atâta. Mulțumesc încă o dată seară faină și ne vedem cu video următor. Ceau, ceau!